Bine ați venit la un nou vlog. Eu încă am un ciorul, dar e petrecute. Suntem la un spa, nu departe de casă, este la 6 km de Timișoara și la 6 de San Andrei, unde stăm noi. Și suntem, cum spuneam, în zona spa. Aici este hidromasaj. Am venit să ne relaxăm puțin, că suntem puțin așa spre răceală, adică ne încercă o răceală de câteva zile cam pe tot patru și am zis să venim să ne relaxăm puțin și să stăm în sauna, în piscină cu apă încălzită. Hai, grijă! Vrei să venim la... mergem la sauna? Ha! Unde sunt aici? Aici suntem în sauna finlandeză. Chestia e că pot să filmez pentru că suntem noi și încă două persoane la Nete Resort. Bine, este și nouă zona, zona de spa, mă refer, așa că probabil nu știe multe persoane de ea. Cum așa arată, zona de spa este foarte, foarte fain, amenajată și curată. Așa că au venit cu încredere. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm... Patrick, îți place aici? Da. Am fost un pic la relaxat. Am fost la toate saunele posibile. Dar, într-adevăr, asta la care am fost ultima dată era sauna finlandeză. Right. Care avea 90 de grade, iar cealaltă era sauna cu stare de Himalaya. În orice caz, trebuie promova locul ăsta pentru că e fain. Și nici prețurile nu sunt prea exagerate, sunt ok pentru ceea ce se oferă. Adică uitați-vă. Acolo este piscina cu hidromasaj, sauna cu stare de Himalaya și aici în dreapta este sauna cu aburi și aici în stânga cea cu Himalaya. Și aici avem un Asterix și Obelix. Care din ei vrei să fii? Asterix sau Obelix? Da? Uite cum îi fac picioarele, ia cum? De fericire sau de... Ce-a pățit pe veșii? Îți place aici? Nu știu dacă îmi place. Da, exact. După aia mergem să mâncăm ceva, mergem la un film cu băieții. Băieții au avut vacanță și vrem să petrecem ceva mai mult timp. Am tot muncit la casă săptămâna trecută și... să ne facem și un pic de timp de calitate pentru ei. Așa că despre asta e azi, despre relaxare. Nu au avut Sprite și ce ai luat? Și două mici, așa că nu au avut Sprite nici Fanta. Și femeia aia, tu știi femeia aia, un pic în negru, așa-i? Da, din Bali, mami. Da. Da, și vorbă și engleză. Da? Au zis că nu avem nici Fanta, nici Sprite, dar avem pâine și
gata pe azi. A fost foarte fain, relaxant, n-am simțit bine, 3 ore am stat aici și am fost de cam de 2-3 ori, cam peste tot, pe la toate saunele și piscinele și ne-am și relaxat, așa că Anete Resort, mai venim. În vlogul de azi o să vă arătăm o duminică normală de familie. Și am arăt și altele în aceeași timp. Ne-am oprit la Pizza Hut. Înainte de film. Da, Eric. Cât de foame ții, de la 1 la 10. Minus 10. 5? De la 1 la 10 numai 5? De la 1 la 10 numai? A, 95. Ție? Ție, mister? 2-3. Serios? 1000. Apoi cu limonada aia chiar de ți se strânge tot. Delicios. Vezi că o să spurg și eu un pic. Mă lași să spurg? Mă lași? Ah, ce arde. Vezi? Pizza de la Pizza Hut, care e extra cheesy. Da. Da, ce arde. Aha, e sufoasă? Da, numai că nu e așa bună. Pizza Hut în România n-are nicio treabă cu alt Pizza Hut din alte țări. Nu e bună absolut deloc, n-are gustul ăla. De-a mult este să faci adon. Da. 70% din ăla e luat și 30% de autofință. Da, și nu-i bun. Hai, băieții mei, hai la fin. Hai. Suntem noi și nu.